cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te slăvim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, rădăneștea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, și Doamne, și Doamne, și preasfințire să pune binecuvintează. Dragea abia din moț, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea fratii mai sale, taci în slăviți rândul rugăților apostoli, a Sfântului Mare Mucerii Mina, a Sfinților Mucenici, Evstratie, Bonifatie și Ursulea, Sfântul Apostol Barnaba și a Sfântului Sfinții Mucenic Vlasie și a celor împreună cu dânsa care promenirea să rușești pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Amin. Este cuvântat Dumnezeu nostru, totdeauna acum și purărea și în vecii vecilor. Amin. Fraților creștini, rugămintea din partea jandarmerie, să păstrați distanța, că loc este destul, ca să putem să ușim Sfânta și Dumnezească liturghiei cu pace, să nu fie evenimente. Mulțumim! Amin, blagosloviți! Preoțe, să vă dați Sfânta Maja Sfânta Evanghelie și... Bogăția să și s-a arătat iarăși Dumnezeu lui Solomon noaptea zicând, am auzit rugăciunea ta, iar locul acesta l-a făcut casă de, pentru slava numelui meu. Și de va fi poporul acesta al meu credincios și nu se va depărta de mine și va păzi poruncile mele și nu se va închina la Dumnezei străin, vor voi fi eu Dumnezeul lor și tata lor, iar dacă mă vor părăsi și nu vor păzi poruncile mele și vor căuta la Dumnezeu străin, atunci îi voi pierde pe ei și voi împrăștia pe ei pe fața tot pământului și voi risipi locul acesta. Și va fi însuși Dumnezeu a spus ca tot cel ce va întreba și va vedea, va zice ce a făcut și pentru care lucru a făcut Dumnezeu asupra locului acestuia. Și vor zice, pentru că au lăsat pre Dumnezeul lor și s-au închinat la Dumnezei străini. Iată, fraților creștini, pentru care lucru să mânie Dumnezeu? Pentru că noi suntem fii ai Săi. Noi suntem care ne-am botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Noi suntem aceia care ne-a gătit Dumnezeu împărăția cerului. Noi suntem fii ai împărăției.
dar să mâne Dumnezeu asupra noastră, când ne facem noi Dumnezeii străini și ne închinăm lor. Pentru că, iată, răutatea, vrajba, ura, zavistie, patimile acelea pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu le săvârșești și care sunt legalizate în lumea aceasta și răutatea s-a ridicat la lege și dreptate. Oare cum să ne mai supere pe noi Dumnezeu? Ați auzit cuvântul Evangheliei de astăzi care ne arată nouă răutatea iubirii de argint. După cum spune și Sfântul Apostol, iubirea de argint este patima tuturor răutăților. Când biserica este liberă, noi suntem liberi și trupești și sufletești și știm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, mântuire, iertare de păcate, dar am uitat un lucru simplu ca bună ziua. Cântăreții ne-a cântat așa de frumos, dar eu mai am o vorba mea, n-aș vrea să le cânt eu când cei pe-a plânge. Să-și cânt ei singuri, mulți-a întâlnească! Pe cel ce ne vine cu